Alegerea ședinței președintelui de ședință. O să-mi permiteți la Comisia de Urbanism să fac o nominalizare în persoana domnului Decănuș Bogdan. Comisia de Urbanism, dacă mai aveți și alte propuneri, dacă nu, o să-mi permiteți să nominalizăm persoana și să văd cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți și alte propuneri, vă rog. Dacă nu, spunem la vot că domnul Medeanuș, o perioadă de 3 luni, să fie președinte de ședință. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc frumos. La Comisia Juridică. Toate propunerea. Dar nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă? Restul? Abțineri? Cine este pentru? Da. Patru, proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANR situate pe rasa municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, așa cum a fost inițiat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică. Da, începări. Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abține? Mulțumesc. Pentru. 5. Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației spațiului centru de zi pentru copii situat în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, numărul 16, în vederea autorizării, organizării și funcționării centrului de vaccinare împotriva COVID-19, numărul 1, Moinești. După cum știți cu toții, am dat de studiu și un aviz de principiu. Am cerut de la dumneavoastră pentru ca să transmitem DSP-ului pentru a elibera autorizația de construcție, de funcționare a acestui centru. Astăzi trebuie să trimitem și hotărârea după ce dumneavoastră o veți aproba. Vreau să vă informez că centrul de la Moinești funcționează, a trecut de 60 de persoane pe zi în funcție de programările care sunt. Este primul centru din județ care a funcționat, de ieri a început și la Bacău. Moineștiu este primul, la ora asta celelalte localități urbane, Moinești, ăsta Comănești, Onești, Bubuș, nu au un centru funcțional. Sunt persoane care s-au înscris la centru aici în Onești, am găsit din Bacău, au venit aici la centru, pentru că aici au găsit centru deschis în primele zile. Probabil de aici încolo se vor programa și vor mări numărul, pentru că vă spun că avem capacitatea de a vaccina mai mult de 60 de persoane pe zi, atâta cât sunt acum în program. Mulțumesc, domnule primar. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot așa cum este inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă avem întrebări, discuții. Supunem proiectul la vot. Dacă s-a lămurit problema cu locurile de parcare. Deci, în momentul vaccinării nu sunt mai mult de 6-7 persoane prezente în locație, pentru că sunt programate pe ore. În fața centrului nu parchează nimeni, s-au luat acele tăblițe care erau acolo spre scară. Deci, n-a fost nicio problemă de parcare și dacă se ivește ceva, este o persoană de la fază, de la poliția locală, nu poliție de la fază, care stă permanent la ușa de la intrare pentru a lămuri pe cei care nu sunt informați cât trebuie pentru modul cum se programează, cât și pentru fluidizarea circulației, dacă este cazul, și curățenia de jur. Mulțumesc!
Nu s-au evit probleme, dacă se iubeau, aveam. Alte întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Comisia Juridică. Întrebări? Aș avea eu trei întrebări. Dacă a sosit avizul de la desfășurare. Mulțumesc. Dacă există aviz privind siguranța la incendii. Are centru social. Schimbând destinația centrului, trebuie un alt aviz. Acolo funcție odată în care Denița cu program special pentru cele 25 de persoane copii plus personalul. Este în aceeași clădire, eu o să vedem da, că este clădirea are autorizația securitatea la incendii. Clădirea se poate. Nu cred că trebuie. O să verific. Schimbând funcționarea trebuie... Deci cei de la ISU, cei de la DSP au fost la centru înainte de a porni activitatea. Deci ne-a impus să mai realizăm o ușă, să facem plus, cară pentru handicap, toate astea. Tot circuitul l-am refăcut, nu a rămas cel de la. Și la treia întrebare, dacă s-au încheiat contracte pentru deșeurile sanitare. Da. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Acum să punem la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și UAT Moinești pentru realizarea proiectului sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de antrenament, baze turistice, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și sau drumuri de legătură, Cort Smith 1453-13, Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot așa cum este inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică. Dacă sunt întrebări? Discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil de rând de uz și de interes local în atestarea apartenenței acestuia la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot așa cum a fost inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, vă rog, întrebări, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Acum supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare și dotarea unor spații de clădire situate în strada Vasile Alexandrii, numărul 52, municipiul Moinești, în vederea amenajării unui centru multifuncțional pentru activități sociale și a indicatorilor tehnico-economici. O intervenție frumos. Această clădire beneficiază de o finanțare europeană, s-a terminat licitația chiar zilele trecute. Am avut mai mulți ofertanți, a câștigat unul din ei. Urmează ca la începutul lunii februarie să încheiem contractul de lucrări. Urmează acest proiect pe strategia de dezvoltare
locală pe a zonelor urbane defavorizate. De aceea pregătim proiectul pentru, împreună cu cei de la casă, de punem la Ministerul. Mulțumim mult. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dar nu sunt, supun proiectul la vot, așa cum este inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă avem întrebări, vă rog, discuții. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții? Nu se pune la vot, cine este pentru? Pentru. Abțineri? Împotriva? Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativă Teritorială Municipiul Moinești și Direcția de Asistență Socială Moinești în vederea realizării proiectului, reabilitare și dotarea unor spații din clădirea situată în strada Vasile Alexandrei, numărul 52, Municipiul Moinești, în vederea amenajării unui centru multifuncțional pentru activități sociale. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, vă rog, întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos. Comisia Juridică, întrebări. Dacă supunem la vot, cine este pentru? Pentru. Pentru. Abțineri? Împotrivă? 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău. Permiteți că acest proiect de hotărâre e nevoie de nominalizări pentru comisie. Comisia de Urbanism propune următorii consilieri. Pe domnul Ghiot Corneliu și pe doamna Lăzdăgare la Luca suplinitor, adică supleant. Dacă mai sunt alte propuneri la Comisia de Urbanism. Da. Domnul Lucio Chivian și Chiricheșpera. La Comisia de Urbanism. Da, primul titular, Busioc, și suplean domnul Chiricheș. Da. Am înțeles. O să supunem la vot aceste propuneri. Cine este pentru? Sunt persoane împotrivă? Abțineri? O abținere. Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți alte propuneri, vă rog. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul, deci cu membrii domnul Ghioc și cu domnul Busioc, iar supleanți doamna Răzărăi și domnul Chiricheș. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și o abținere. Comisia Juridică. Dacă facem propuneri. Dacă nu se punem la vot, în forma propusă de celelalte comisii. Cine este pentru? Și împotriva? Abțineri? 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, prestate de beneficiarii de ajutor social. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, așa cum este inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Comisia Economică, întrebări, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări. Acum să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SC de Braz Grid, ESA, a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot așa cum este inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Menționez că nu particip la vot, sunt conflict de interes. Da, ținut. Spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci proiectul a fost aprobat cu 6 voturi pentru și domnul Tădeanu nu a mai acceptat. Comisia Juridică. Întrebări. Dacă nu putem la vot, cine este pentru? Pentru. Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul. Amendament, aseară, la ora 17:30, a venit o adresă de la Inspectoratul Școlar pentru a introduce și în rețeaua școlară și clubul elevilor, acesta fiind în subordinea Palatului Copiilor Bacău, dar trebuie să facă parte printr-o hotărâre de consiliu din rețeaua școlară a municipiului Moinești. Având în vedere că adresa a venit aseară, are rost să mai amânăm o lună de zile la aprobarea această hotărâre de consiliu. Mulțumesc! Mulțumim! Deci cu amendamentul și cu ceea ce a spus domnul primar, vă rog să votați. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia Economică, care ați întrebat? Discuții. Să punem la vot proiectul cu amendamentul. Domnul primar, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Comisia Juridică. Întrebări? Acum se pune la vot cu amendamentul făcut. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 41 din 16 martie 2018, privind înființarea serviciului de iluminat public din Municipiul Moinești. Acest serviciu este înființat și funcționează în subordinea Consiliului Local. Acum câteva persoane de acolo urmează să iasă la pensie, au primit și decizia unul de la petat. Am transformat acele posturi din maestri în electricieni simpli pentru a avea forță de muncă eficientă pentru ceea ce ne propune să facem de iluminat public. Știți cu toții că am accesat un proiect la Ministerul Mediului pe fondul de mediu de 1 milion de ron. Acum este în stadiu de proiectare. Realizăm proiectul tehnic, urmând licitația pentru dotarea cu peste 700 de lămpi cu LED. Vor fi montate toate aceste lămpi de la Peco, Rafo, spre Comănești, în cartierele Hangar, Căsieș și Lucă. Mulțumesc tare mult, domnule primar. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, supun proiectul la vot așa cum este inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, mă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică. Întrebări. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Ordinea de zi suplimentară.
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 85 din 25.05.2018, privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții, reabilitare, școala Alexandru Sever, municipiul Moinești. Comisia de urbanism, vă rog, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot așa cum este inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia juridică. Întrebări? Dacă nu punem la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? O abțineri. 2. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea din circuitul agricol a 100 fete de teren situate în extravilanul municipiului Moinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. La comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri, domnul Marcu. Comisia de politică. Întrebări? Nu se pune la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Stimați consilieri, ședința pe comisia la sfârșit, urmează ședința de fel, probabil după o pauză, da? Da, după o pauză, pentru că trebuie să vină proiectanții. Meu personal, dar și a dumneavoastră la Consiliul Local și aparatul de lucru al primarului, să salut prezența în sală a domnilor de la INMRFB și a domnului Viorel Ilie, cei care s-au implicat în proiectul numit Secție Sanatorială Balneară. Știți cu toții că pe parcursul anului trecut am făcut demersuri pentru că ca acest proiect să ia contur. Pe data de 28 iulie anul trecut, Ministrul Sănătății de atunci, domnul Nelu Tătaru, a vizitat Moineștiu cu ocazia zilelor medicale, dar și pentru a semna protocolul de predare primirea acestui imobil către Ministerul Sănătății în administrarea INMRFB, pentru a realiza această secție sanatorială mult dorită în municipiul Moinești. Acest proiect a început încă din anul 2008, când primar era domnul Viorel Ilie. Această dorință, de mai bine zis, de a finaliza această clădire rămasă nefinalizată încă din 1990, de la Revoluție, s-au încercat diferite demersuri prin accesarea de fonduri europene, prin alte surse de finanțare. Nu s-a reușit până la această dată, dar iată că începând cu data de 28 iulie, atunci când s-a semnat protocolul, demersurile fiind făcute mai înainte pe toate documentele depuse la minister, a rezultat hotărârea de guvern prin care a mers acest imobil în proprietatea statului. De atunci, INMRFB, privind acelor de acord conducerii INMRFB, au realizat dadiul, documentațiile premergătoare proiectului tehnic. Astăzi vă spuneam că este prezent în mijlocul nostru domnul director Dima, domnul manager Dima, domnul doctor, domnul Mirescu, responsabil tehnic cadrul INMRFB și domnul Vredilie, cel care a pornit, să spun, această lucrare și care a susținut-o la capitală. De câte ori am fost, am făcut nenumărate drumuri la Ministerul Sănătății, la domnul ministru, nenumărate drumuri la INMRFB. Astăzi suntem în stare de a vă face o prezentare. Cu siguranță toți așteptăm ca această clădire să fie finalizată, să devină funcțională. Vor fi pași destul de grei, dar nu imposibil. Deja am discutat cu doamna directoare de la Compania Națională de Investiții. Cu siguranță INMRFB-ul, Ministerul Sănătății prin INMRFB, va face o solicitare de finanțare. Există posibilitatea finanțării acestui obiectiv, pentru că sunt bani, spunea doamna directoare, alocați pe această ramură de sănătate și sperăm să obținem acești bani. Pentru început aș vrea să dau cuvântul domnului manager de la INMRFB, după care pe rând ceilalți să ne prezinte ceea ce am realizat până acum și ce ne propunem în viitor. Bună ziua, sărut mâine!
Numele meu este Augustin Dima, sunt medic primar în recuperare, medicină fizică și balneologie și sunt managerul interimar al Institutului Național de Recuperare la București. Noi avem o activitate, să spunem așa, cam cea mai importantă activitate privind recuperarea internațională și un forul tutelar privind recuperarea. Pe de o parte, din punct de vedere medical, însă avem și un departament foarte, foarte consistent privind cercetarea, care se ocupă și de avizarea, respectiv autorizarea bazelor de tratament cu caracter balnear și balneoclimateric din țara românească. Domnul inginer Mirescu se ocupă, desuportorează acest departament de cercetare, care are o activitate foarte intensă. Suntem un spital mare, undeva la aproape 400 de paturi, plus avem 4 sedii de ambulatoriu de specialitate în București. Și de o bună perioadă de timp am reușit să ne extindem din punct de vedere al secțiilor sanatoriale la Stănii Moldova, unde avem o secție sanatorială externă, bine pusă la punct, cu un număr de 44 de paturi, care funcționează în regim de internare pentru o perioadă de 14 zile, de 2 săptămâni, cam cu toate posibilitățile terapeutice. Având în vedere că zona ne permite și factor natural terapeutic, apa de balneație, cât și apa de sport folosită în crenoterapie, este un foarte mare plus pentru activitatea noastră. De curând a apărut această oportunitate fantastică privind extinderea portofoliului nostru, cu implicarea fantastică a domnului primar și a domnului senator Viorel Ilie, care pistonează de mult ideea aceasta de dezvoltare de vedere sanatorială. Și am căzut de comun acord prin preluarea din Ministerul Sănătății în mod de administrare a clădirii din Moinești, în dorința de a dezvolta un sediu de tip secție sanatorială externă la cele mai înalte standarde posibile. Poziția lucrării este o poziție extraordinar de bună, chiar în marginea parcului, unde sunt izvoarele foarte aproape, este atât componenta de climat, cât și componenta de factor lateral terapeutic de apă de izvor, și amplasamentul și, pe de altă parte, structura, septarea pe care o prezintă lucrarea, se pare că ne va permite să facem o lucrare de referință în acest sens. Daliu este deja terminat, deja finalizat și vă zic sincer, domnul proiectant ne-a făcut o schiță de proiect chiar mai frumoasă decât ne gândeam că se poate obține din acea structură, din acest schelet. În momentul de față ne preocupăm de, și suntem aproape de finalizare din punct de vedere al achiziției serviciului de expertiză de structură, privind modificările ce vor apărea pe scheletul actual, se vor amplasa niște lifturi exterioare la structura prezentă, niște zone de acces cu scări exterioare de asemenea, zonele de parcare care vor fi de jur împrejur și zone de acces. Deja am făcut demersurile împreună cu domnul primar și cu doamna secretară privind o formă de dare în utilizare a unor mici și zone de pământ imediat limitrofe scheletului actualmente, care să ne permită nouă facilitarea tuturor circuitelor. Atât circuitele de acces auto, cât și circuitele de alimentație, cât și circuitele de pacienții, respectiv personal sanitar și mâncare. Proiectul este un proiect foarte generos, având în vedere faptul cele două clădiri imense, clădirea care poate să trei clădiri imense, sunt trei corpuri, clădirea principală fiind cea de zonă hotelieră de cazare, în care se vor amenaja toate normativele, respectând toate normativele din punct de vedere al Direcției de Sănătate Publică și a circuitelor, ceea ce am spus, pacienți, personal sanitar, zonă de alimentație, fiind format din 44 de
de camere vor rezulta, am zis bine, 44 de camere reprezentând 88 de locuri de cazare. 88 de locuri de cazare, care pot fi amenajate într-un regim de suprafață și regim de dependințe echivalente unui 4 stele, regim hotelier. 4 stele, da. Și de asemenea există zonele, să spunem așa, anexele 1 și 2, în care vor exista bazele de tratament, bazele... Ce tot noastră, poți intervenu cu X-Major? Vă rog! Erai Felix Manunesc, e nicio tip proiect, dar afirmam cu tot timpul pe expert care a elaborat proiectul în baza contractului noi și institutul. Corpul de clădiri care a fost repartizat pentru institut este partea de sud a corpului, care este format din trei corpuri. Primul corp este partier, subsol partier și patru niveluri, pe care se află șarpanta și șarpanta am încercat să o modernizez, să fie ca și ea funcțională. Al doilea corp de clădire are demisol și partier, cel care e l-a arătat mai aici. Și al treilea corp de clădire este subsol, partier și etaj. Noi am încercat să le îmbinăm pe toate, într-un ansamblu, să creăm, conform temii de proiectare, destinația pentru balneo, nu? Domnul, pentru balneo, special. În urma protocolului încheiat între institut și primărie, prin redarea spațiului, nu aveam decât un singur cale de acces verticală pentru clădirea, care exista normal în scară de acces, o să vă arăt acum la partier, și aici se termina limita de proprietate a clădirii noastre. Scara de acces pentru verticală, văzut în tot ansamblul ăsta care a fost hotelier, era, a rămas în această zonă care, din ce am înțeles, este repartizată alte instituții. Atunci noi ne-am gândit să putem crea un alt spațiu pe verticală și am găsit acest spațiu aici, care este o scară de acces principală și cu două lifturi, că nu mai avea spațiu de urcare din noastră. La partierul acestei clădiri, aici sunt bine trei obiective. Avem așa, obiectivul de acces pentru spațiile de cazare cu recepție, lifturi și casa scării, ceea ce vă spuneam anexa care o realizase eu. Pe urmă avem accesul administrativ din față, care înseamnă tot ce directorul spațiului, directorul economic, resurse umane, contabilitate. Și accesul prin lateral este accesul medicilor, care s-au rezolvat trei cabinete, plus al patrulea, în mare, un fel de consultație ambulatorie, da? Accesul către, de aici este accesul către baza de tratament. În clădirea a doua, care este aceasta de aici, s-a încercat să mergem pe tot ce înseamnă spații cu destinații balneo. În partea asta aici găsim spațiu cu piscine. Este piscina mare, piscina mică și o piscină cu jacuzzi. Intrările prin cele două filtri, bărbați, femei, care au cu vestiare separate. Astea sunt șezloane. Aici se află saună uscată și saună umedă și grupuri sanitare pentru cei care stau în zona asta. Pentru că fac baie, nu poate să miște toată zona. Aici este recepția bazei de tratament. Aici s-a creat un centru, pentru că avem acest luminator, folosind acest luminator, s-a creat un centru de salină, să zicem, un spațiu de așteptare. Aici este un centru închis cu sare, care stă și este un remediu. Pe urmă, sunt nu văd, mă scuzați, nu văd ce scrie, e cu distanță mare. Diverse zone destinate procedurilor de tratament. Așa, așa, da, da. Este foarte diversificată gama de... Da, da. Am încercat în... Da. Termoterapie, kinetoterapie... Să primim tot ce înseamnă pentru oraș și... Ne permite să facem toată gama de... Toată paleta ce s-a întâmplat, da. De la băi până la electroșocuri, kinoterapie sau... Nu are electroșocuri. Emoții, da. N-am fost pregătit. Știi de cabinet. Al treilea punct de tratament. Da.
Al treilea cot de clădire a fost exclusiv cu destinații pentru etajul de aici. Cu destinații pentru, aici sunt băi, cu băi de destinații specială pentru bazele trage, nu cunosc exact. Băi pentru efectuarea anumită proceduri de tip aleație, adică căzi în care pune fie o apă de izvor, fie apă cu diverse substanțe, fie băi de plan. Din vedere tehnici, vă zic, am încercat să găsim soluțiile pentru circulație și pentru flux. Aici avem o scară de urcare, un lift pentru persoane cu dezabilități. Pentru că aici avem un etaj, la clădirea din față, avem dezvoltarea pe patru niveluri și asta, creându-se această, pe clădirea 2, acest spațiu tampon, am creat o terasă, o terasă de recreere, să zicem așa, aici este iluminatorul, în jurul sunt bănci, aici este un loc de joacă pentru copii, iar aici se află doar niște foișoare cu mese pentru odihnă, în perioada cât cei care sunt cazați poate folosi acest spațiu. Pe verticală, începând cu etajul 1 de la această clădire, nu găsim decât spații de un pic etajul 1. Etajul 2. La... Deci accesul principal va fi scara pe care am creat-o noi cu cele două lifturi. În spatele lui vedeți că mai rămâne un spațiu tampon pentru... Na, plimbări, altceva, n-am găsit noi, pentru că vrea să închidem carcasa, din punct de vedere constructiv. Aici găsim așa, o cameră pentru, aici este o cameră pentru asistenți sau medici, în funcție de nivel. Camere cu două paturi, cu condiții de 4 stele, cu baie, fiecare cameră, televizor, cu o logie, scurează o logie, un fel de balcon. Aici, pe fiecare nivel, vom găsi o sală de mese, o sală de mese, cu oficiu și loc de spălat vasele. Aici este un lift manșaj pentru ridicarea mâncării până la fiecare nivel. Holul principal și scara secundară. Totul se dezvoltă pe verticală, repetitiv, de la etajul 1 până la etajul 4, iar la pod. La cerințele domnului doctor, era un pod foarte generos, care nu putea să-l pierde. L-am remodelat și am făcut un spațiu ca o sală de ședințe. După cum observați, structura de rezistență acestei șarpante se va schimba din lemn în structură metalică, pentru că trebuie să aducem clădirea în gradul 2 de rezistență la foc. Nu îi permite, din punct de vedere al PA118. Problema care a fost, în momentul în care s-a dat acest spațiu, s-a dat exact terenul, terenul cât a cuprins spațiul respectiv. Pentru realizarea acestei investiții am avut nevoie de această anexă pentru crearea acelui scară pe verticală cu lifturi și prin condițiile impuse de unii avizatori, cum cunosc, este necesar la orice spațiu care îl ai să ai spații de parcare. Atunci noi am venit cu propunerea și am invitat-o către institut, care institutul către primării, să vină cu necesar, conform cum vedeți cu pata cu verde, de 1999 de metri pătrați, adăugă la 1701 cei care aveau existență, total devenind un 3700 de metri pătrați necesar pentru, zicem noi, realizarea acestei investiții. Da, avem problema terenului. Știm cu toții că la acea perioadă s-a solicitat doar amprenta la sol a clădirii. Astăzi e nevoie de acest teren pentru amenajarea parcărilor și a casei scării cu lift.
vom veni în Consiliul Local pentru a găsi o soluție să dăm în administrare și acest teren pentru a putea elibera autorizația de construcție după realizarea PD-ului, PD-ului și de a solicita finanțare Companiei Naționale de Investiții, nu noi, ci INMRFB. Mulțumesc proiectantului. Dacă domnul manager mai are ceva să adauge, dacă nu, domnul inginer Menescu este cel care se ocupă de fluxuri, cel care a fost și la măsurători atunci când s-au stabilit parametrii izvoarelor din parcul Băii. Mulțumesc. Numele meu e Mirescu Lucian și mă ocup de coordonarea Departamentului de Cercetare a Factorilor Terapeutici Naturale. Ce înseamnă aceasta? Factorii terapeutici naturali cuprind apele minerale, nămoluri, saline, litoral și așa mai departe. Șansa foarte mare a Moineșului este de a avea izvoare cu apă minerală. De altfel, ideea unei baze de tratament este mai veche. Nu încercăm să ne întoarcem în timp, ci din potrivă, vrem să facem pași înainte și în acest sens dorim să amenajăm, așa cum de altfel vi s-a prezentat, această bază de tratament. Tratamentele vor fi diversificate și vor folosi, vor valorifica apele minerale în principal existente în imediat apropiere. Vreau să vă spun că noi putem să prezentăm capacitatea Institutului de a face acest lucru și dumneavoastră o puteți verifica în sensul că în Slănic Moldova avem deja, așa cum mi s-a menționat, un punct de lucru, dacă vreți, al Institutului în care avem și bază de tratament și cazare și toate cele. Sigur că nu e de mari dimensiuni. Aceasta este, urmează să fie mult mai mare. Aș vrea să prezentăm această viitoare bază de tratament, acest complex balnear, nu ca pe o promisiune, că, așa cum știm și cum spun și francezii, prometul se nobră, tenir se burja. Deci să fim niște burghezi care să ducem la bun sfârșit această încercare, să spunem în momentul de față, de a face un lucru absolut deosebit. Vin să susțin această afirmație a mea cu faptul că noi ca instituție am pregătit, dacă vreți, terenul prin Ministerul Sănătății, având în vedere că localitatea Mâinești urmează să fie declarată stațiune balneară. O stațiune balneară, sigur că da, trebuie să cuprindă inclusiv un complex balnear, ceea ce se va întâmpla. Aceste lucruri se vor face concomitent, adică declararea și trecerea Mâineștiului în rândul stațiunilor balneare, balneare climatice, eventual, și pe de altă parte, acest complex care va fi, sigur că da, pus valorificat. Ceea ce vedeți aici, vreau să vă spun că este o întreprindere importantă, în sensul că va fi necesar, va necesita personal medico-sanitar calificat, va necesita aparatură modernă, totul pentru valorificarea factorului terapeutic existent, respectiv apele minerale din de aici. Va fi desemnat ca profil principal de tratament, având în vedere compoziția apelor pe care le dețineți, va fi desemnat deci un profil de tip reumatologic. În sensul că vor fi tratate tot felul de afecțiuni, domnul doctor va dezvolta mai bine, legate de aspectele reumatice. Sigur că da, atât Moineștiu cât și alte zone adiacente au foarte mulți locuitori de vârsta a doua, de vârsta a treia, nu vreau să răspund bătrân, dar care au suferințe de această natură. Deci, cred și sper că acest complex balnear va fi foarte solicitat în zonă și, sigur că da, numele său va fi cunoscut
cu extindere mai mare. Având în vedere că se pot face tratamente foarte importante legate de salina existentă în Târgu Ocre, de mofeta existentă la Solimodel. Poate legate între ele într-un triunghi vis-a-vis de o organizare unui triunghi de tratament aici în zonă. În acest fel, cred că vor exista șanse pentru a fi cunoscută și recunoscută din punct de vedere balnear zona dumneavoastră, Moineștiu. Cu speranța că vom avea succes și să vă rog să vă... Singurul lucru vreau să mai adaug, acela că în momentul proiectării, brainstorming pe care l-am avut, ne-am gândit nu numai la capacitatea de cazare de tip hotelier, astfel încât pacienții care se intre în bază să fie pacienții staționari. Există un circuit foarte bine pus la punct, bine identificat, care nu se intersectează absolut deloc cu pacienții care vor sta în regimul hotelier, care vor veni în regimul ambulator, ceea ce înseamnă o deschidere fantastică pentru populația locului. Adică cei care vin și stau cele 14 zile sub formă de internare continuă, sub forma unei fișe de spitalizare continuă, sunt o mâncare de pește, tot ceea ce înseamnă forma ambulatorie sau așa numitele fișe de spitalizare de zi, în care pacientul vine, își face procedurile, după care pleacă, revine a doua zi în același regim, automat trebuie să ne gândim la tot ceea ce înseamnă personalul cu suferință din tot arealul Moineștiului și zonele limitrofe. Lucru care zic eu că este extrem de benefic pentru întreaga comunitate zonală. Deci se adresează tuturor categoriilor. Da? Asta am vrut să vă mai spun. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, domnilor, de la INMRTV. Iată că de această dată nu sunt vorbe, ci sunt fapte. O primă etapă am consumat-o, aceea de realizare a Daliului. Urmează partea a doua de introducere și adoptărilor, nu a celor de aparatură medicală, pentru că acestea vor fi finanțate de Ministerul Sănătății, după care să putem trece la partea de proiect tehnic și să putem chiar realiza și finaliza acest proiect important pentru municipiul Moinești. Vă spuneam că acest lucru a început încă din mandatele când domnul Viorel Ilie era primar al municipiului Moinești și vreau să-i mulțumesc personal dumnealui și chiar ministrului Tătaru, la care ocazia să-l întâlnească, pentru că ne-a sprijinit în demersul pe care l-am realizat până acum și cred că vrea să ne adreseze câteva cuvinte. Pentru că vă spun că de fiecare dată când am fost la institut și la minister, am mers împreună, m-a așteptat la București și chiar are implicare în acest proiect. Mulțumesc frumos! În primul rând, la mulți ani, cu sănătate și cu împliniri frumoase. Vă doresc. Mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că am ajuns astăzi în acest punct. Știți cu toții, și n-am să fac decât un review foarte, foarte scurt, și aș putea să o leg chiar cu faptul că am ajuns primar datorită acestei clădiri. Pentru că a fost o ambiție, stând pe și privind pe fereastra unde aveam birou, vedeam această clădire. A existat și o tentativă în privat și, ca să scurtez, am vrut să spun că se poate. Și s-au întâmplat multe în acești ani, dar poate cel mai important lucru care s-a întâmplat este faptul că la un moment dat a fost o decizie bună, aceea, prin faptul că se construiește ușor, mai găsești bani, dotezi, dar să asiguri o funcționare bună unei entități, oricare ar fi ea, trebuie să apelezi la specialiști. Întâmplarea, sau poate nu întâmplarea, a făcut să începem o colaborare frumoasă cu mulți ani în urmă cu Institutul Palmeo. Domnul inginer Mirescu a fost prezent de foarte multe ori aici la Moinești și ne-a sprijinit chiar în primele noastre demersuri, aceea de a
realiza o analiză fizico-chimică a izvoarelor și de a primi indicații terapeutice pentru apa acelor izvoare și, bineînțeles, de a obține acel prim statut de stațiune turistică de interes local pentru municipiul Moinești. Știu că și astăzi mai sunt glume pe acest temă. Dar e bine că oamenii o dau în glumă și nu în supărare. Mai rău era dacă erau supărați. Eu vreau să vă asigur pe toți că acest proiect pe care, așa cum am povestit, a plecat din 2008 practic, rămâne în sufletul meu și bucuria mea de plină va fi atunci când voi participa la inaugurarea acestui complex. Am toată încrederea în domnul manager Dima. Vă spun că am fost foarte plăcut surprinși de primirea pe care ne-a făcut-o după ce a fost numit în această funcție și aici trebuie să amintesc de prietenul nostru care ne-a sprijinit în demersurile inițiale, Dumnezeu să-l odihnească, pe domnul manager Horia Răzărescu, de asemenea foarte apropiat și foarte mult a sprijinit acest proiect. Despre acest proiect s-a discutat. Ceea ce vreau să vă mai spun este că acest proiect, sau să subliniez, să repet cumva ceea ce domnul manager a spus, că pe lângă partea de cazare și de cură pentru cei care vin pe un anumit tratament, acesta va fi disponibil și pentru cetățenii municipiului Moinești și celor din împrejurim. Eu mi-amintesc că mama mea, toamna, după ce termina toate treburile câmpului, venea la băile de la Moinești. Acolo unde v-am mintit, undeva lângă piață, erau niște căzi cu apă din parc și lumea făcea un anumit tratament. Eu cred că aceste lucruri se pot reîntâmpla în alte condiții, cu sub supravegherea unor specialiști și cu recomandările unor medici care pot să facă lucrurile acestea într-un complex balnear care să fie la nivelul anului 2021. Partea medicală, așa cum este cunoscut municipiul Moinești, cu renumele Spitalului Municipal de Urgență, eu cred că vine și completează acest renume, această parte de recuperare Barneo, în care vreau să vă spun, și am discutat cu mulți specialiști, încă în România, partea de recuperare nu este ridicată la nivelul la care ea trebuie să fie, conform standardelor medicale internaționale. Și aici vă dau un exemplu. Dacă o intervenție chirurgicală durează câteva minute, zeci de minute, o oră, partea de recuperare spitalicească, acum, funcție de tipul intervenției, durează de la o zi sau câteva ore la câteva zile, dar după externare, pacientul trebuie să facă parte de recuperare medicală, care de multe ori se face în ambulatoriu la spital, unde știți foarte bine că avem și acolo o bază de recuperare în cadrul spitalului. Dar recuperarea, în principal, se fac în astfel de centre. Și cred, și dați-mi voie să fiu moderat în afirmații, că acest centru poate fi un reper în România. Se discută de ani buni de potențialul balneo al României, de potențialul apelor minerale pe care România le are, raportat la ceea ce este în celelalte țări din Uniunea Europeană. Eu cred că este un prim pas și poate fi un exemplu de bune practici pe care să-l urmeze și alte stațiuni și, de ce nu, Institutul Balneo, ca institut al statului român, care poate coordona prin specialiștii pe care are astfel de proiecte, să se extindă și să creeze o rețea națională. Eu vă mulțumesc tuturor pentru
faptul că ne-ați primit astăzi aici și a putut să facem această prezentare. Mulțumesc invitațiilor de la Institutul Barnea, domnul manager, domnul inginer, și contăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră în realizarea acestui proiect. Bineînțeles, urările de succes și spor în tot ceea ce va mai urma, că vor mai fi câteva lucruri pe care noi le-am discutat și care poate să dezvolte această zonă foarte frumos. Mult succes tuturor! Mulțumim! Iată, cum vă spuneam, nu sunt vorbe, ci sunt fapte și cred că împreună în acest mandat vom puncta și acest obiectiv important pentru municipiul Moinești, un obiectiv așteptat de 30 ceva de ani, pe care toți l-au folosit în campanie electorală. Eu spun că acum nu este o problemă de campanie electorală, nu suntem în prag de alegeri, avem 3 ani și jumătate la dispoziție, sunt sigur că vom realiza și vom finaliza acest obiectiv. Vreau să mulțumesc și eu personal domnilor, domnului director manager Dima și domnului Mirescu, să mulțumesc domnului senator Viorel Ilie, să mulțumesc proiectantului pentru prima parte, sper să colaborăm și la realizarea celorlalte, proiectului celorlalte ce mai sunt de realizat la această clădire. Vreau să vă cer sprijinul dumneavoastră, consilierul local, să fiți alături în demersul pe care îl vom face și pentru alocarea acelei suprafețe de teren pentru acces și pentru parcare. Și dacă vreunul dintre dumneavoastră, domnul consilier, vor să intervină, vă rog, urmă. Întrebări, da, am spus, dacă vrea cineva să intervină sau vreo întrebare, chiar și din afara consiliului local. Dacă sunteți plăcut impresionați sau vreți să puneți ceva, o puteți face și aici, în spațiu public, pentru că e nevoie de promovare. Vreau să vă spun că ieri am fost la București, la Compania Națională de Investiții și, în paralel cu acest proiect, dezvoltăm și alte proiecte, să nu fim numiți doar stațiune turistică, de a fi stațiune turistică sau balneară. Am aici pe masă, deja s-a finalizat depunerea ofertelor la bazinul de not didactic pe sediul fostului ștran. Sunt 6 ofertanți, urmează evaluarea ofertelor, cu siguranță va lua contur și acel proiect. În curând, cel puțin, cred că la începutul lunii februarie, va începe licitația pentru proiectul tehnic, pentru realizarea investiției pe mobilitate urbană. Știți că avem 15 milioane de euro pe mobilitate urbană, piste de biciclete, standuri de biciclete, camere de supraveghere, realizarea incintelor de blocuri cu pavaje, bănci, iluminat ornamental. Iată că sunt proiecte care vin în sprijinul realizării acestui obiectiv, dar vă spun că lucrăm și la un obiectiv important de agrement, o pârghie de bob, ceva asemănător cu cea de la Ghimeș, dar poate ceva mai bine. Am făcut demersuri la Ministerul Dezvoltării, la ADR Nord-Est, chiar la vizita ministrului Boros din toamnă de aici la Ghimeș. Am menționat că nu este introdus într-o axă de finanțare și turismul de agrement, era doar turismul balnear și turismul medical. A introdus în axă de finanțare și turismul de agrement. Sper să obținem finanțare și pentru un astfel de proiect. Ar fi o mare realizare din punct de vedere al numărului de turiști care ar veni în municipiul Moinești. Cu siguranță vom scăpa de această pandemie și vom intra într-o viață normală și atunci e nevoie de dezvoltarea municipiului Moinești din punct de vedere turistic. Mulțumesc tuturor celor implicați și să dea Dumnezeu să realizăm ceea ce ne-am propus. Da, mulțumim pentru că ați răspuns prezent astăzi și cu siguranță la pasul următor vă am adresat din nou o invitație. Am ales această prezentare înainte de plenul ședinței de Consiliul Local, pentru că domnul sunt de la București, cunoscut, trebuie să treacă și pe la Stănic și de aceea m-am produs acest lucru. De asemenea, până intrăm în plenul ședinței, mai avem câțiva invitați, pentru că în anul 2020 Clubul Sportiv Moinești are și ceva realizări prin ce implicație, în primul rând prin președintele clubului, domnul Pârlea.
Sunt aici câțiva reprezentanți ai ramurilor din clubul, din cadrul clubului Moinești, clubului sportiv, care au primit niște distincții pe parcursul anului 2020. De aceea aș vrea să le menționăm și noi și să le oferim și câte o diplomă din partea noastră a Consiliului Local și al Municipiului Moinești. Știți cu toții, clubul funcționează în subordinea Consiliului Local, de altfel la ședința următoare vom avea un proiect de ordine de zi privitor la clubul sportiv. Aici sunt doar o parte din cei care fac sport în municipiul Moinești au performanțe, mult mai mulți au și performanțe. Iar astăzi discutam cu domnul Gârlea, e o solicitare a unui băiat care a activat aici la clubul sportiv la fotbal, îi se cere o delegare pentru divizia de sau... Divizia Polieș. Da. Iată că se poate face sport și în Liga 4, acolo unde este implicare și implicarea financiară, care în fiecare an a fost destul de substanțială, zic eu, pentru municipiul Moinești. Aș începe și aș invita aici lângă noi pe doamna, să începem cu doamna, pe doamna Mihaela Ciubotariu. După cum știți cu toții, dumneai este antrenor de tenis de masă, are o grupă de fete, este în Liga... în Superliga, da? O diplomă de excelență pentru toată implicarea. Vă spun că vin aici de la Constanța, de la Cluj, echipe de tenis care rămân surprinși că municipiul Moinești este la nivelul dumnealor și că există cineva care se ocupe de acest lucru. Dacă vreți să ne aduceți la cuvinte. Bună ziua și mulțumesc frumos pentru distinție. Este o... Mulțumesc din suflet pentru așa ca emoții. Avem, într-adevăr, o echipă în Superliga României, am ajuns greu acolo, foarte greu, a trebuit vreo 4 ani, se ajunge foarte, cu mult efort și multe sacrificii să ajunge acolo, dar, spre surprinderea mea, cei mici își doresc și ei să ajungă lângă cei mari și anul trecut au promovat încă două echipe, una de băieți și una de fete, în divizia B. Sperăm să-i vedem în viitor și pe ei în Superliga, dar mai durează. Mulțumesc frumos! Azi e vorba doar de diplomă, dar poți fi și stimulente financiare atunci când vor veni premii de la nivel național, da? Mulțumesc, doamnei Mihaela! Urmează domnul Mihai Marius Manda, un sport mai rar întâlnit în România, powerlifting. Acest sport face parte din clubul sportiv Moinești și domnul Manda a obținut premiul întâi la campionatul național de powerlifting clasic senior din data de 3-10-2020. Locul întâi este o reprezentare a municipiului Moinești. Acolo vă spuneam că am realizat competiții la Moinești, la sala de sport, la parc cu băieți și chiar împreună cu cei de la MOL din Bacău într-o perioadă. Aceasta este medalia pe care am primit-o de la acea competiție și aceasta este diploma pe care vă oferim noi. Felicitări, succes în continuare și... Bună ziua, numele meu este Marius Mihai Manda și practic acest sport este prin anii 2000 până la... Ca primar fiind Violerie, nu am fost susținut mai deloc. De-aia vreau să-i mulțumesc cu toate că mai este aici, în primul rând și domnului Violerie și în special domnului primar Valentinie. Este un sport mai dur, tipic bărbătesc și mi-aș dori foarte mult să antrenez pe viitor tineri, dornici, care și-ar dori foarte mult să promoveze în sporturile de forță. Mulțumesc mult pe această cale, domnul Valentin Vieru, și pe viitor mari succese mi-aș dori să mai ofer cu liniște. Cu siguranță. Felicitări încă o dată și vă așteptăm cu noi medale la Moinești. Avem și un club de ciclism la Moinești și iată avem o fetiță care și ea s-a afirmat-o invit aici să-și îmbrace tricoul. Un proiect anul trecut realizat cu sprijinul Consiliului Județean, 70.000 de lei, am dotat un centru aici, a fost la DAS, la Direcția de Asistență Socială la Parter, cu echipamente cu care se pot antrena acest sportiv și este domnul Rece, este aici domnul Movilă și domnul Laurențiu.
cei care se ocupă de această activitate din cadrul Consiliului Local. Medalia pe care am obținut-o. Cupa. Și de asemenea o diplomă din partea dumneavoastră a Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Mănești. Felicitări, sperăm ca în acest an să putem realiza această competiție de mod în mai care are loc cu sprijinul celor de la OMV. Anul trecut, în luna septembrie, nu a avut loc această ediție, nu numai în România, nu numai la Mănești, nu a avut loc în România, pentru că au fost aceste probleme din cauza pandemiei. Sperăm ca în acest an să cuprindem un calendar de evenimente și să realizăm acea competiție și de la Mănești. Succes în viitoare competiție și vă așteptăm să vă. Un puști de un nume de acum cunoscut în Europa, aș spune chiar în lume, un campion la tenis de masă, de câmp. A participat cu sprijinul nostru în luna, ce lună, la Paris, da? La competiție, alături de dumnealui se află și antrenorul, domnul Ciocan, Brian, vă invit pe amândoi în față. Cu siguranță, acest junior de astăzi va deveni un campion național, chiar și mondial, să facă parte din primii jucători, așa cum avem exemplu Simonei Hale, pe ce nu am ales de la Mănești, cu sprijinul nostru al Consiliului Local și cu sprijinul familiei, face eforturi deosebite familia, știți ce înseamnă cheltuielile pentru un astfel de sport. Cu siguranță o să găsească un sponsor la un moment dat să poată continua această activitate. Noi îți oferim astăzi o diplomă, aceasta este pentru domnul. Aceasta pentru domnul antrenor, care, iată, de tână, deja are performanțe. De aceea vreau să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua! Numele meu este Ciocan Mihai. Sunt antrenorul de tenis în cadrul secției de tenis de tână. Am început colaborarea cu Sergiu acum 4 ani și mă bucur foarte mult că s-a dovedit a fi un sportiv excelent. Săptămâna trecută unde a scos sau la Budapest? Nu, chiar săptămâna trecută. Acum, de curând am mers la Zagreb, în Croația. Am avut un rezultat frumos, am reușit o colaborare frumoasă. Sperăm la din ce în ce mai multe victorii, cât ne e câștigate și un succes cât mai promițător. Da. Mulțumesc din asemenea pentru toate făcut și sperăm, așa cum s-a prezentat în proiectul anterior, să fie la bun sfârșit pentru a putea continua o colaborare frumoasă. Bravo! Felicitări! Vrei să ne spui și tu ceva? Bună ziua! Eu am început tenisul de la 5 ani și 8 luni. La început nu mi s-a părut un sport care trebuie să fie foarte serios, dar căpătând experiență și mergând la turnee, mi-am dat seama că trebuie să joc cu adversari foarte buni și ca să-i bat trebuie să muncesc mai mult și să fiu tot mai perseverent, să-mi doresc cât mai mult. Dorința și moralul în acest sport sunt foarte importante. Sperăm succes în continuare și cu siguranță o să mai soliciți sprijinul Consiliului Local atunci când va participa la competiții internaționale pe care familia nu le poate suporta. Vom fi parte în acest demers, poate într-o zi ne va reprezenta ca și campion național și mondial. Mulțumesc frumos și felicitări încă o dată tuturor celor implicați în această activitate și tuturor celor care au obținut premii în anul 2020. Trecem la ședința în plen. Dacă vreți să rămâneți în continuare, puteți să rămâneți. Dacă nu puteți și pleca, ceilalți vă rog să participăm la ședință. Gracias.
Doamne Lucian, domnul consilier, bună ziua, continuăm cu ședința de plenă a Consiliului Local al Municipiului Băinești. În conformitate cu prevederile articolului 133, alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 31/2021, ați fost convocați astăzi în ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Moinești. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți toți consilierii validați în funcție. În sala de ședință 17 consilieri, online 2 consilieri care au, din punct de vedere medical, o problemă în a fi prezent în sala de ședințe. Având în vedere prevederile articolului 138 alineatul 15 din codul administrativ, procesele verbale ale ședințelor din luna decembrie a anului 2020 au fost transmise pentru consultare și puse la dispoziția comisiilor de specialitate și individual dumneavoastră, pentru care, în vederea supunerii la vot, aș dori să aflu dacă există completări față de forma care v-a fost transmisă. Da? Ne fiind completări, supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 10 decembrie 2020. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă. Concord. Mulțumesc. Abțineri. Nu să. Cu domnul consilier online. Mulțumesc. Deci cu 18 voturi pentru, vot împotrivă, a fost adoptat procesul verbal al ședinței din 10 decembrie 2020. Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 29-12-2020. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? În vot. Abțineri? Deci cu 18 voturi pentru și un vot împotrivă a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 29-12-2020. O să vă supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru ședința de astăzi din 21.01.2021. Având în vedere propunerea Comisiei de Specialitate, propun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt, cu unanimitate de voturi a fost desemnat președintele ședinței al Consiliului Local al Municipiului Moinești, domnul consilier Lăzănuș. Vă dau cuvântul domnului președinte pentru a parcurge ordinea de zi. Da, vă mulțumesc. Voi începe prin adoptarea ordinii de zi a ședinței ordinare în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Ordinea de zi suplimentară a fost, ordinea de zi ordinară a fost adoptată. Acum voi supune la vot ordinea de zi suplimentară prezentată astăzi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Voi da citire primului punct al ordinii de zi a ședinței ordinare de astăzi, și anume punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL situate pe raza municipiului Moinești. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Și raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Vă mulțumesc. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru.
Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul adoptat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației spațiului Centru de zi pentru copii, situat în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgărnescu, numărul 16, în vederea autorizării, organizării și funcționării centrului de vaccinare împotriva COVID-19, numărul 1 Moinești. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Același aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul adoptat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moinești pentru realizarea proiectului Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement, baze turistice, tabere scolare, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și sau drumuri de legătură. Cod SMIS 145.313. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil, teren de uz și interes local și atestarea aparteneții acestuia la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea și dotarea unor spații din clădirea situată în strada Vasile Alexandrin, numărul 52, municipiul Moinești, în vederea amenajării unui centru multifuncțional pentru activități sociale și a indicatorilor tehnico-economice. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Același a fost favorabil, aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică? Aviz favorabil. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Vă mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moinești și Direcția de Asistență Socială Moinești în vederea realizării proiectului, reabilitarea și dotarea unor spații din clădirea situată în strada Vasile Alexandrin, numărul 52, municipiul Moinești, în vederea amenajării unui centru multifuncțional pentru activități sociale, cod SMIS 148.775. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru, o abținere și cu propunerea. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru.
Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Da, domnul consilier. Mulțumesc. Domnule primar, să mă adresez dumneavoastră în calitate de inițiator al proiectului. Deci, în legătură cu acest proiect, noi avem două situații. O situație de fapt, care reprezintă realitatea în interior, și o situație de drept, care reprezintă încadrarea juridică a situației de fapt. Situația de drept este următoare. Această suprafață de teren de 106 metri pătrați este ocupată abuziv de 7 ani de zile de către o anumită persoană care a prejudiciat bugetul local prin neplata impozitului pe teren timp de 7 ani. O altă situație de fapt o reprezintă faptul că tot de 7 ani această suprafață de teren este ocupată tot în mod abuziv dintr-o construcție ilegală, o terasă, care funcționează ilegal și pentru care și în legătură cu care s-a prejudiciat bugetul local tot prin neplata impozitului pe clădire. Acum, din punct de vedere, întreb, faceți dumneavoastră încadrarea juridică și o să vedeți despre ce este vorba. Acum, de ce sunt eu reticent în legătură cu acest proiect? Eu înțeleg și expunerea din motive că trebuie să rezolvăm acea clădire pentru a putea funcționa. În schimb, credeți-mă că am studiat absolut toate actele normative. Am studiat și modificarea la articolul 37 al alineatul 6 din legea 50 privind autorizarea în construcție, care dă posibilitatea autorizării construcțiilor care au, s-a prescris termenul de aplicare a sancțiunii contravenționale, în schimb, condiționează de niște prevederi legale. Am mai studiat legea 350, articolul 56, indice 1, care spune așa. Nu pot fi inițiate, promovate sau aprobate documentații de urbanism privind punerea în legalitatea unor construcții edificate fără autorizație sau care nu respectă obiectul autorizației. Deci, noi trebuie să protejăm și aparatul de specialitate al primăriei. Pentru că dacă noi emitim o hotărâre ilegală, aparatul de specialitate va desfășura o activitate de punere în legalitate în mod ilegal. Că nu ne permite articolul 56, indice 1 din legea 350. În același timp, aș vrea să aduc la cunoștință și colegilor mei consilieri că articolul 25 din legea 350 pe 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului prevede, citez, Consiliul Local coordonează și răspunde de întreaga activitate desfășurată pe linie de urbanism la nivelul localității. Deci toată răspunderea pentru tot ceea ce se întâmplă revine Consiliului Local în ansamblu și fiecare consilier în parte. Eu cred că trebuie găsit o soluție să rezolvăm ce este în spate și să ajungem la prezent. Vă mulțumesc! Câteva minute, dacă îmi permite să răspund. Eu sunt inițiatorul, în urma unei dezbateri pe comisii, a comisiilor de urbanism și a comisiei juridice, întâlnită și încheierea unui document care a stabilit ceea ce am propus eu astăzi prin acest proiect de hotărâre. Așadar, a fost o decizie a comisiei, când am spus se demolează, se aduce terenul la starea inițială sau punem în legalitate acest lucru care vine din istorie. După câte știu, domnul arhitect este aici, ne poate confirma dacă această clădire avea nevoie de autorizație sau nu. Este o clădire cu caracter provizor. Da, domnul arhitect? Aviz de amplasare. Cum? Aviz de amplasare. Un aviz de amplasare. Da? În urma dezbaterii celor două comisii, și la fața locului și aici, în această sală, s-a ajuns la concluzia că vom concesiona acest teren pe o perioadă de 12 ani, cu o redevență, cu preț de pornire, în urma evaluării terenului de către un expert autorizat. Astăzi am venit în fața dumneavoastră și vă solicit să luăm o decizie finală, pentru că în comisie aveam posibilitatea să menționăm lucrurile pe care le-am spus astăzi și dacă era cazul, nu mai promovam acest proiect de hotărâre. Eu l-am promovat ca urmare a deciziei celor două comisii. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Deci,
Alte întrebări, discuții, domnul Paloșanu, vă rog. Domnul inspector, eu vreau să răspund două aspecte. Am mai vorbit exact la subiectul ăsta în ședințele anterioare. Problema este pe următor. Problema este pe următor. Altcineva nu putea să vină și să-i concesionează, să-i închirieze acea suprafață de teren. Chiar în fața unității care era de pe timpul lui Ceaușescu, să zic așa. Deci nu putea altcineva, deci nu împrejudicea nimeni, nu a împrejudicea nimeni cu nimic primăria, un exemplu. Pentru că până în pripor, pe partea dreaptă, când cobor, sunt numai spații de genul ăla. Domnul coleg consilier, domnul colonel, domnul Margină, aici cu prejudicii nu cred că a fost un prejudicii, deoarece acolo nu putea nimeni să se desfășoare activitate decât poate căței lui prietenul nostru, domnul Borcă. Atâta tot. N-a fost un prejudiciu. Dar cum dumneavoastră v-ați gândit și sigur sunteți un consilier extrem de bun și de avizat în sensul ăsta, v-ați gândit și la o soluție. Cum eu m-am gândit și m-am exprimat pe Viugra aici. La o soluție. Trebuie să ștergem bucuretele ce a fost, că nu trebuie legalitate. Dar trebuie și o soluție găsită de noi consilierii. Eu sigur, cum ați citit fiecare rând, v-ați gândit personal și la o soluție dacă ați fi locul primar, de exemplu. Și eu sigur, aveți multe aici la cutiuța dumneavoastră de memorie și dați soluția dumneavoastră. Poate aveți una mai bună, poate noi nu suntem destul de competenți. Dar, încă o dată, repet, nu trebuie să le tăiem picioarele și capetele la cei care desfășoară activitate. Persoanele de acolo au ieșit într-o terasă, cu tinerii sunt dezvolți, se iese la evaporat, la o țigară. Cred că a fost chiar o necesitate, credeți-mă. De-aia trebuie să privim puțin mai devreme problema și în asta sigur sunteți un foarte credincios și aveți multe apreciări în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Alte intervenții pe marginea proiectului? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma elaborată de inițiator cu comisia pentru licitație formată din domnul Ghioc și domnul Busuioc, membri plin, și doamna Alăzăroaie și domnul Chiriches, membri suprem. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în forma inițială. Trecem mai departe. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021 prestate de beneficiarii de ajutor social. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea folosință gratuită în favoarea SECE del Gaz Grid S.A. a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică? Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Domnul Zdârleanu participă la vot. Raport Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Moinești, județul Bacău pentru anul școlar 2021-2022. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul în forma inițială propusă cu amendamentul propus de domnul primar. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat. 14.
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 41 pe 16.03.2018 privind înființarea serviciului de iluminat public din Municipiul Moinești. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Voi trece acum la proiectele de pe ordinea de zi suplimentare și anume proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nu. Pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local în Moinești numărul 85 pe 25 a 5 a 2018 privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții reabilitare școală Alexandru Sever, Municipiul Moinești. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Vă mulțumesc. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Am eu o întrebare. Da, domnul consilier. Se preconizează aplicarea toate investițiile la școală. Am să vă răspund eu. Aici o să fac și la precizări din proiect. Termenul final este în luna august 2021. Știm că această școală a avut mai multe sincope. Am fost nevoie să reluăm restul de executat cu alt contractor, pentru că a fost inițial demutat contractul inițial a fost demutat. Și pe atare, valoarea investiției pe parcurs a fost actualizată la prețul de vânzare și a dus la creștere. Având în vedere adresa transmisă de către Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice, prin care se dă posibilitatea beneficiarilor Programul Național de Dezvoltare Locală 1, care se află și acest obiectiv de investiții, prin legislația actuală, ordonanță nouă de urgență, nu este nevoie, se solicită transmiterea de către posesorii acestui program a sumelor necesare pentru suplimentare, astfel încât obiectivele să fie duse la îndeplinire. Și în acest caz, noi am inițiat acest lucru, solicitând o suplimentare de la bugetul de stat cu 1.200.000, astfel încât cofinanțarea scade de la peste 1.500.000, cât era inițial, la suma care este acum în proiectul de hotărâre, 365.000 de lei. Cofinanțarea fiind din partea primăriei de la bugetul local. Ieri am depus documentația la Ministerul Dezvoltării pentru această sumă. Am înțeles. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt alte intervenții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Vă mulțumesc. Al doilea punct de pe ordinea de zi suplimentară este proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea din circuitul agricol a unor suprafețe de teren situate în extrafinalul municipiului Moinești. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Voi reveni acum la ordinea de zi suplimentară și anume la punctul numărul 15, la diverse. Raport privind activitatea. La ordinea de zi ordinară. Îmi cer scuze. De punctul numărul 15, la diverse, avem raportul privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap din municipiul Moinești pe semestrul 2 al anului 2020. Avem aici pe doamna șef serviciu Adela Fodor, dacă vreți să-i adresați întrebări. Eu aș face o completare aici, pentru că anul trecut
Am primit finanțare pentru plata salariilor și indemnizațiilor societăților persoanelor cu handicap doar la jumătate. Întreaga valoare, am directorul economic aici, doamna Cudreanu, nu poate confirma, valoarea pe care o cheltuim într-un an cu aceste salarii și indemnizații este de 4.800.000 de lei. Anul trecut bugetul de stat ne-a finanțat doar 2.800.000, restul l-am pus din bugetul local. Iată o povară pe bugetul local privind aceste salarii, dar din informațiile pe care ieri le-am primit cu ocazia vizitelor mele la București, la Minister și la Asociația Municipiilor, e o veste bucurătoare pentru faptul că 90% în anul 2021 aceste sume vor fi finanțate din bugetul de stat. O altă veste bună tot de acolo, dacă se va concretiza prin legea bugetului, este aceea că vor finanța bursele școlare și transportul elevilor către instituțiile de învățământ. De asemenea, o alta care este de actualitate, privind plata indemnizațiilor persoanelor care participă la centrele de vaccinare. Vorbesc aici de medici, de asistente și de cei care registratori, care funcționează începând de luni, așa cum vă spuneam, la centrul de vaccinare și care cărora urmează să încheie și convenții, doar celor care nu prestează o activitate în baza unui contract de muncă cu instituția noastră și la rândul nostru un contract cu Direcția de Sănătate Publică. Pentru aceste plăți se va încheia un nou contract cu Direcția de Sănătate, Direcția Județeană de Sănătate Publică, cât și individual cu fiecare persoană care va lucra suplimentar pe lângă salariul pe care îl primește pentru munca prestată efectiv de autori. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări pentru doamna Adela, este prezentă. Trecem la... Da. Nefiind alte intervenții pe marginea raportului activității asistenților personal, voi trece la partea a doua a punctului divers, informarea Direcției de Asistență Socială Moinești, primind adresa numărul 147.162 din 24.12.2020 a Consiliului Județean Bacău. Dacă există completări? Întrebări, este vorba despre, așa cum ați văzut în material, despre hotărârea Consiliului Județean și despre stabilirea postului pentru persoanele care se află, persoane cu handicap, copii și adulți care se află în centrele județene. Noi am constatat că există ultimul contract cu Consiliul Județean, cu județul Bacău, a fost în momentul undeva în anul 2016, cu opera lungire prin tradițional 2017. Din anul 2017 noi suntem în instanță cu județul pe baza acestor posturi, datorită faptului că în fiecare an această hotărâre a Consiliului Județean în mod total nejustificat, mă rog, impune o creștere în sarcina autorităților locale, aproape o dublare a acestor costuri, fără ca la un răspuns al plângerii prealabile pe care noi am adresat-o să avem măcar o notă de fundamentare din ceea ce este care și răspuns, din ceea ce este compus acest cost. Ca și o paralelă, aș putea să vă spun că noi, la acest moment, avem un cost al acestor servicii, având în vedere Complexul Integrat de Servicii Sociale, care funcționează de rața municipiului Moinești, în care avem atât componentă de centru rezidențial pentru persoane vârstnice și unde avem și inclusiv beneficiari care sunt persoane cu certificat de grad handicap. Prin urmare, având în vedere această solicitare adresată Consiliul Local, am venit la punctul divers să vă informăm cum stau lucrurile. Noi am înaintat o plângere prealabilă cu județului Bacău, după care probabil vom ataca din nou în instanță și această hotărâre emisă în anul 2020 pentru aceste costuri care sunt nejustificați de mari. De 3 ani, 4, de acum n-am încheiat niciun contract.
cu Consiliul Județean pentru alocarea acestor sume. Nu este un secret că sunt unele centre din județul Bacău, centre de clasament, care solicită finanțarea pe persoană undeva la 9.000 de lei. Am întrebat și eu președintele Consiliului Județean de atunci ce copil primește, chiar dacă e cu handicap, o alocare de 9.000 de lei. Este prea mult, nu cred că... Și așa cum prevede legea, Consiliul Județean susține acest lucru. Am câștigat procesul din 2017, am câștigat în 2018, probabil e o autoritate de lucru judecată, dar e o procedură și a Consiliului Județean. Da, vă mulțumesc. Dacă sunt alte completări, alte întrebări pe marginea acestei informări de la DAS, dacă nu, voi trece la ultima parte a punctului diverse, și anume propunere privind evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului general al municipiului Moinești în 2020. Dacă sunt completări, anumite nelămuriri pe marginea acestei raport de evaluare, dacă nu sunt... Eu am să fac o scurtă intervenție. Mulțumesc. Așa cum aparatul de lucru funcționează în subordinea primarului, așa cum dumneavoastră Consiliul Local aveți o activitate... În ceea ce înseamnă dezvoltarea municipiului Moinești, și secretarul Consiliului Local îndeplinește atribuții și iată, le îndeplinim cu succes. Eu, atâta timp cât nu avem procese pierdute pe rol, având în vedere și subordinea pe care, pe subordonații pe care i-are doamna secretar, serviciu juridic, agricol, cadastru, partea de asistență socială, care vedeți că impune cheltuieli nenumărate și trebuie gestionate, au fost curtea de conturi, vine din nou în acest an, sper să nu avem probleme, nu am avut, și de aceea vreau să-i mulțumesc pentru activitate și sper la o colaborare bună în continuare cu dumneavoastră, cu noi, cei care conducem executiv. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar, mulțumesc, doamne secretare, și eu. Dacă mai sunt alții... Dau cuvântul doamnei secretar. Mulțumesc frumos. Deci, având în vedere prevederile ordonanței de urgență a guvernului numărul 57 pe 2019 cu ordonul administrativ, conform articolului 11 aliniatul 4 litera E, corroborat cu aliniatul 6, din anexa 6 din acest cod administrativ, calitatea de evaluator al secretarului, să zic, are o comisie în care fac parte și doi consilieri desemnați. Pentru anul 2020, având în vedere că s-a încheiat un mandat de 4 ani al Consiliului Local și a început un alt mandat, această propunere de evaluare pentru secretarul general al municipiului a fost întocmită de către președinții comisiilor de specialitate din Consiliul Local care și-a încheiat mandatul și semnată de acestea, precum și pentru cele 3 luni de actualii președinți ai Consiliului Local, ai comisiilor de specialitate. În vederea evaluării secretarului general al municipiului Moinești pentru activitatea din anul 2021, va trebui printr-un proiect de hotărâre ce îl voi propune sau îl va propune domnul primar, bineînțeles, propunerile venind la comisiile de specialitate, va fi necesar un proiect de hotărâre cu desemnarea a doi consilieri care să facă parte din această comisie de evaluare. Urmare acestei hotărâri, primarul municipiului Moinești va va semna dispoziția privind constituirea acestei comisii. Prin urmare, solicit din partea dumneavoastră, fie acum, fie la următoare ședințe, desemnarea a doi consilieri pentru a iniția acest proces de hotărâre pentru comisia care va proceda la evaluarea secretarului general pentru anul în curs. Vă mulțumesc! Vom veni cu o propunere la ședința următoare, da? Voi iniția un proiect de hotărâre. Mulțumesc! Pentru că s-au epuizat diverse, eu ar vrea doar scurt să vă spun că este dezbatere publică regulamentul Consiliului Local. Aș vrea să depuneți, dacă aveți completări, amendamente până la dezbaterea publică și vă invit, nu știu pe ce dată este dezbaterea publică, este publicată pe site-ul primăriei, să ne întâlnim, să dezbatem pentru a iniția proiectul de hotărâre pentru ședința următoare și pentru a evita discuții
suplimentare în Consiliu, să le putem introduce, să le putem discuta în amănunt la această dezbatere. Mulțumesc. Da, domnul consilier, aveți tot. În legătură cu draftul regulamentului de organizare și funcționare pe care l-am primit, eu am lucrat cu cât am putut la acest regulament, am și înaintat cu doamnul secretar. În schimb, am constatat ceva care o putem rezolva în primit. Când am analizat domeniile de activitate și le-am comparat cu comisie de specialitate, am găsit multe domenii de activitate nealondate la comisiile de specialitate. Cum ar fi ordinea și liniștea publică, administrația publică locală, agricultura, comerțul, investițiile și așa mai departe. Vă propun ca până la intrarea în dezbatere și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, să promovăm un proiect de hotărâre care să completăm hotărârea Consiliului Local numărul 167 din 6-10-2020. Prin care au fost statite comisii. Să completăm cu celelalte ședințe în rândul la acest comisii. Vedeți că da. O să analizăm. Mulțumesc, domnul consilier. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, lucrările ședinței ordinare și lucrările ședinței ordinea a fost epuizată atât la ordinară cât și la suplimentară, decât la ședința închisă. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați plăcut.